După ce, pe parcursul anilor trecuți, mai multe străzi din municipiul Hunedoara au fost modernizate, administrația publică locală continuă investițiile în acest domeniu și nu numai. Astfel, trei proiecte de mare anvergură urmează să fie finalizate în acest an în orașul de pe Cerna. Este vorba de intrarea în Hunedoara pe 4 benzi. Este vorba de un nou azil de bătrâni cu o capacitate de 200 de persoane. Avem în lucru 55 de străzi, apă, canal, o lucrare de 23 de milioane de lei care iarăși va fi gata până la sfârșitul anului. În total, valoarea celor trei proiecte se ridică la suma de aproape 36 de milioane 500 de mii de lei, 35% fiind fonduri obținute prin programul operațional regional. Din această sumă, peste 10 milioane de lei au fost alocate pentru reabilitarea drumului județean 687, porțiunea de la intrare în Hunedoara dinspre Sântuhalm, unde, pe lângă lărgirea carosabilului, se vor moderniza și echipamentele și construcțiile pentru dirijarea și siguranța circulației. În ceea ce privește azilul, acesta va fi amenajat în fosta unitate militară din zona Hășdat, iar lucrările presupun reabilitarea a 4 construcții existente în incintă. Este vorba despre pavilionul 26, fosta popotă, unde va fi bucătăria, sala de mese și o sală pentru activități recreative, iar în celelalte trei clădiri se vor afla dormitoarele, birourile pentru personalul administrativ, camere pentru asistenții medicali, birou de consiliere și săli pentru petrecerea timpului liber. Și curtea urmează să fie amenajată cu bănci și mese, alei pietonale și platforme. Toate lucrările urmează să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.